Bună ziua, sunt Cristina Eremia, psiholog, coach și trainer și vă spun bun venit din nou la emisiunea Puterea la Feminin a revistei Psihologie. O am alături de mine pe Larisa Cepoi, care ne va vorbi despre antreprenoriatul feminin cu multă pasiune și curaj. Bine ai venit, Larisa! Bună ziua, Cristina! Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit! Te-aș invita să ne spui cum a fost drumul tău în antreprenoriat și ce te-a făcut să vrei să facilitezi și altor femei această cale și cum reușiți să funcționați împreună, care sunt provocările? Drumul și este în continuare, da? Și a fost unul destul de așa plin de curiozități, pe alocuri provocator și într-un final toate acțiunile pe care le-am implementat ani de-a lungul anilor au dus către, uite, o afacere care m-a adus aici unde sunt. A fost foarte așa, și cu urcușuri și cu coborâșuri, dar inspirându-mă de la alte femei modeli care fac același lucru, care gestionează, indiferent de volumul afacerii pe care îl au în spate, lucruri frumoase, m-au făcut să cred și să aplic ceea ce am văzut și am luat de la ele mai bun pe propria mea afacere, dar și inspirând alte femei să facă antreprenoriat feminin, inclusiv în a sparge niște stereotipuri, indiferent de locația geografică pe care o avem noi sau locul unde vrem să ne înfiripăm, înaripăm afacerea noastră. Și la moment pot zice că ingredientul de bază e încrederea în sine, în a scăpa de acel stereotip de ce o să zică lumea și de a îndrăzni de a face niște lucruri așa cum le simțim noi, cum le vrem noi, astfel încât valorificând acea pasiune care stă poate din copilărie ascunsă, că femeile fac afaceri în orice domeniu, de la inginerie până la, nu știu, patiserie. Povestește-ne un picuț despre drumul tău personal. Cum ai ajuns tu aici și prin ce etape ai trecut? Povestea mea începe, de fapt, cu o dragoste față de oameni și comunicare. Fondatorul școlii Noble Manhattan zice un lucru, Noble Manhattan fiind școala de coaching la care m-am certificat și eu, dacă nu ai dragoste față de comunicare și oameni, atunci nu știu dacă lucrul cu oameni este un domeniu potrivit pentru tine, că s-ar putea să nu te lași înțeles și să nu înțelegi pe ceilalți din jurul tău cu care lucrezi. Ei bine, asta se trage și de la mama mea, ea fiind educatoare de profesie, care la ordine zilei în casă, sâmbăta, duminica, seara, comunicarea era cea care calma spiritele și incita emoțiile pentru o nouă săptămână. Prima facultate fiind de jurnalism, la care m-am înscris eu, iar după ceva timp am mers într-un schimb de experiență în Marea Britanie și viața a făcut așa că am rămas acolo chiar și peste program, căsătorindu-mă, având acea experiență a unei comunități altfel decât Republica Moldova. Pot să zic că chiar pe alocuri un șoc cultural în care toată lumea vede altfel lucrurile decât le vedem noi sau le vedeam eu în acel moment, dar toate având un aport pozitiv în dezvoltarea mea personală și profesională. Admiram și admir în continuare modul lor ușor de a aborda chiar și cea mai mare provocare care pe alocuri, atunci ar fi provocat panică pentru noi. Și lucrurile astea au plantat cumva acea semință de încredere care a început de atunci și ulterior au fost culese și se culeg în continuare roadele. După 5 ani trăiți de acolo, reveniți înapoi în Republica Moldova cu un scop bine determinat,
de a parcurge acea cale și am creat o activitate în business și administrarea afacerilor, învățând foarte, foarte multe lecții de la oamenii care au trecut prin niște etape ale vieții și ulterior aplicând aceste lucruri, astfel încât să... Nici nu știu dacă tocmai a fost scopul de a demonstra cuiva ceva, dar de a-mi demonstra mie însumi că eu pot să fac și pot să-mi valorific acel potențial pe care l-am eu, fiind utilă societății și inclusiv făcând cu pasiune lucrurile pe care vreau eu să le fac, chiar dacă stereotipul sau societatea noastră are niște etichete încă. Știu că ai o experiență internațională și ai mai trăit și în alte țări, ai văzut și alte modele culturale. Care ar fi diferența între antreprenoriatul, nu știu, care ține poate de sud-estul Europei și de cel mai de vestul Europei, ca să zic așa? Da, revenită înapoi în țară, am aderat la o asociație a antreprenorilor, a femeilor antreprenoare din Republica Moldova, fiind creată acum 7 ani, care și-a pus punctul pe lucrurile pe care vreau să le dezvolt eu, din o comunitate de femei puternice care are drept scop de a valorifica, susține potențialul feminin în a gestiona o afacere, indiferent la ce nivel este ea. Și acest lucru m-a motivat pe mine și mai mult, pentru că eu, revenit în țară, am început să fac carieră în resurse umane, o școală de resurse umane, făcând parte dintr-o companie în care mi s-a valorificat potențialul și mi s-a oferit în gestiune o echipă de ingineri pe care am gestionat-o și aceste lucruri m-au dus foarte curând în a-mi crea propria mea afacere în consultanță resurse umane, aderând la foarte multe proiecte și inclusiv beneficiind de o schimb de experiență a femeilor antreprenoare și din alte țări decât Republica Moldova. Asta fiind Kazahstanul, asta fiind Estonia, Lituania, niște lucruri care m-au făcut pe mine să cred în continuare și să aduc să răspândesc acea încredere pe care o au femeile în gestionarea afacerii, indiferent de ce mărime au ei, are afacerea, în a sparge stereotipul și a transmite, dacă vrei, din generație în generație, mamă-fică, acest lucru. Pentru că eu mi-am amintesc pe timpul copilăriei mele, era cumva așa, musai, dacă tata e antreprenor neapărat și feciorul, nici de cum fica. Ei bine, se schimbă lucrurile acum, radical, și simt asta pe generația copiilor mei, că se dizolvă acest stereotip și eu, inclusiv, prin oglindirea valorilor în familia noastră, dar și în societate, aduc în discuție și în comunicare activă, nu există limită în a-ți întrece sau pune pe tavă potențialul și a valorifica. Acest lucru l-am învățat și de la comunitatea femeilor antreprenoare din Estonia, care au valorificat acest lucru și care merg cu fruntea sus în a susține femeia lider în ceea ce vrea să facă ea, în a oferi platforme și în a egala, dacă vrei, drepturile unei femei versus drepturile unui bărbat antreprenor. Astfel încât, cel puțin luptând noi, femei antreprenoare, să obținem ceva care nu ar părea atât de diferit în ochii copiilor noștri sau în generațiile care vin, la fel cum a fost poate mai tabu în perioada copilăriei noastre și în care o amprentă. Eu mi-amintesc acum foarte, foarte bine un exemplu în cercul părinților mei, în care femeia șofer era ceva... ieși din comun! Pe când acum e ceva ieși din comun o femeie să nu conducă, da? Ceea ce și bucură pe alături. E la fel cu femeia antreprenor. O femeie sau un bărbat, dacă are ceva și vrea să fie susținut. Pentru că am foarte multe cazuri în jurul meu în care bărbatul e orientat spre partea tehnică și cea care
gestionează afacerea de familie, e femeie lider, care face până la urmă antreprenoriat feminin, beneficiind de forța de muncă a bărbatului, care e motorul acolo sau gestionează lucrurile tehnic. Și asta mă și bucură, dar e și foarte mult de muncă în acest domeniu. Și comunitatea femeilor antreprenoare din Republica Moldova are drept scop și obiectiv de a oglindi și de a răspândi aceste valori, dar foarte mult învățând și de la comunitatea femeilor antreprenoare din România, din Ungaria. Avem foarte, cred că 3, 4, 5 acorduri semnate internațional, iar aceste schimburi de experiență chiar aduc rezultate. Și sunt convinsă de fapt că împreună suntem o forță care poate mișca lucrurile și vocile noastre pot fi auzite, iar potențialul valorificat, astfel încât să fim antreprenoare, să putem vinde și cumpăra una de la cealaltă, dar și să lăsăm prin moștenire ceva copiilor noștri, generațiilor care vin. Care crezi că e cel mai valoros aspect al moștenirii ăsteia? E vorba de bunurile materiale sau altceva? Am optat întotdeauna pentru valori și pentru a transmite ceva, inclusiv copiilor mei, pentru că sunt mamă a doi copii și văd foarte bine cum sunt un fel de xerox a emoțiilor noastre, a lucrurilor pe care le facem noi. Și foarte bine de a avea capacitatea de a implanta în semința copilăriei lucrurile care au valoare și se regăsesc în lista valorilor lor, astfel încât să se înțeleagă că având un scop și având bun simț în ceea ce faci tu, se naște o valoare, iar valoarea ta te reprezintă oriunde ai fi, indiferent de locația geografică pe care o ai tu, valorificând iarăși acel potențial pe care îl are un om. Acum, mergând eu într-o altă țară, pot să nu am același sacou, dar am aceleași valori și emoții și gânduri pe care le port cu mine oriunde și pot fi aplicate acolo, chiar dacă nu mă aflu în Republica Moldova. Deci, da, eu optez pentru valorile pe care și emoțiile care marchează și rămân memorabile, atât în viața copiilor, cât și a societății. Și știm că, oricum, valorile sunt o busolă care ne ghidează și ne ajută să luăm decizii și să rămânem congruenți cu noi înșine, pentru că dacă nu sunt conștientizate și asumate, pot fi chiar sursă de conflict intern și de autosabotare. Absolut! Știm destule modele pe partea asta și de tipare și de blocaje care apar în activitatea cuiva datorită acestor conflicte inconștiente și incongruență cu valorile personale, tocmai pentru că n-au fost conștientizate, lucrate și aduse cu totul în comportament, în viața de zi cu zi, în interacțiunea cu ceilalți. Cum e? Exact, ar fi acum, ar suna prea frumos să zic că nu au fost momente în care mi-am pus întrebarea ce fac, cum fac mai departe. După cum ai menționat și tu, este foarte important să fim conștienți de ajutorul sau de lucrurile pe care le simțim în acel moment și pe care vrem să le să arate altfel în viața noastră și să cerem ajutorul sau sfatul, suportul unui specialist. Indiferent la ce nivel este afacerea noastră sau emoțiile noastre față de un anumit lucru sau de o anumită situație. Și atunci acest coborâș își ia iar altitudinea necesară și sporește cumva circuitul ăsta de a face, că facem antreprenoriat, că vrem să fim părinți mai buni, că vrem să fim, nu știu, soții mai bune sau pur și simplu vrem o altă versiune a propriei noastre persoane.
Cum reușești tu să echilibrezi rolul ăsta de soție, mamă, cu cel de femeie antreprenor, care și el e foarte provocator? Doar cu ajutorul și sprijinul familiei, pentru că și eu și soțul meu suntem niște muncitori din ăștia sau antreprenori înrăiți, care fiecare luptă pentru cine se scoală de dimineață și mai ales în pandemie ia locul în birou primul. Și atunci cumva ar trebui chiar zica la asta cine se scoală mai dimineață, mai departe ajunge, pentru că de altfel de la nouă se aud vocile copiilor care se bucură foarte mult pentru succesul părinților, dar îți amintesc foarte des că ai și niște responsabilități în calitate de mamă, în rolul tău de părinte. Și atunci sprijinul bunicilor este inevitabil, mai ales în pandemie, care a venit așa brusc peste noi, peste activitatea pe care o avem noi. Și cumva ne-am trezit în plină dimineață, în luna martie, că ok, și acum ce facem? Sau cum facem? Și de obicei întrebările deschise pe care știi bine un coach le aplică mă ajută în continuare să punem întrebarea deschisă la cină sau la dejun și să generăm ca un brainstorming toți niște răspunsuri mai mult decât monosilabice. A fost provocator. Adevărul este că a fost și rămâne în continuare pentru că în calitate de coach am simțit cum clienții au solicitat și au nevoie în această perioadă de mai mult sprijin decât l-au avut până acum. Asta însemnând că mama este implicată și în ședințe una după alta, tatăl are lucrul lui, iar copiii au nevoie de a fi și ei în mijlocul atenției. Și atunci să ne fie bunicii sănătoși, să ne fie prietenii sănătoși care au avut și au în continuare și am parte de oameni care într-adevăr mă sprijină și mă ajută. Da, singură nu aș fi reușit sau singură aș fi reușit dacă nu aș fi avut familia lângă, înființată. Dar în calitate de mamă și antreprenor și soție, sprijinul societății sau membrilor familiilor, familie e inevitabil. Da, minunat că sunteți o familie unită și că ai și prieteni care să te ajute și totodată că ați avut și curajul să solicitați acest sprijin, pentru că sunt și oameni care nu îndrăznesc. Am crescut și cu aceste, apropo de modele, că trebuie să descurci singur, să nu-i ceri altuia, să nu-l încarci pe altul. Și realitatea e că în societate suntem interdependenți și e foarte important cum anume colaborăm și reușim să ne susținem unii pe alții și să lucrăm așa sinergic, nu doar individual. Adevărul este, Cristina, că atunci când am început să îmbrățișez cariera asta de coach, am învățat un lucru, a scăpat de presupuneri care erau cumva peste tot. Iarăși, din societate, din mediul în care m-am dezvoltat, presupun că nici nu-i cer ajutorul, presupun că e ocupat, că are activitatea lui sau că nu știu ce, sau că nu știu cum. Și indiferent de relația pe care o ai cu acel om, da? Că o să te judece, că o să te critique, că o să zică, dar ce nu ai tu timp? Ei bine, eu am scăpat de presupuneri și am ales să înlocuiesc presupunerile astea cu niște întrebări. Și vorba din liceu pe care am auzit-o, întrebarea vine nu are. Acorzi o întrebare, dai o întrebare și vezi, poate, dacă nu acum, când. Ei, și întrebările în perioada asta pandemică au fost destul de active. Pentru că am stat în dialog foarte mult cu mine, personal, după care cu membrii familiei. Nu, au fost teri diferite în care echilibru era cumva căutat așa, la lumina lumânării. Ce facem? Unde? Cum? Hai să plângem, hai să râdem și să luăm de la început, astfel încât o să treacă pandemia, când să ne ajute Dumnezeu să treacă mai repede, dar hai să privim ce facem după, să nu ne mai vaicărăm atât cu trecutul și cu lucrurile care sunt mai puțin valoroase pentru moment. Îndemn și recomand tuturor oamenilor să scape de presupuneri
și să îndrăznească să adreseze o întrebare, indiferent cui, celui care stă în rând la casa hipermarketului sau celui care stă în parc prietenei, vecinei sau chiar și copilului. Pentru că doar așa, eu am învățat foarte multe în pandemie de la copiii mei, fiind non-stop 24 din 24 cu ei. Niște lecții pe care nu știu dacă ar fi îndrăznit părinții din generația noastră să le învețe, pentru că atunci dicta altfel societatea. Ei bine, noi, partea bună este că avem flexibilitate și eu am îndrăznit să mă cobor la nivelul copiilor mei și să le cer și un sfat dacă este o părere, să valorific un gând de-a lor care se naște iarăși din cei ce clădim noi zi de zi, din valorile care sunt oglindite în familie și așa mai departe, pentru că sunt conștientă că vreau să iasă în societate niște copii în care cea mai bună investiție a părinților, adică a noastră, este instruirea. Indiferent de cariera care o vor îmbrățișa ei. Nu contează ce vor face. Absolut deloc. Important e să facă onest și plin de inspirație acel lucru pe care îl fac ei. Nu este neapărat și nici nu discutăm de a fi antreprenor sau de a le transmite din generație în generație niște afaceri. Nu. Vreau să crească oameni sănătoși și să-și poată valorifica ideile fără a fi limitate de niște presupuneri sau etichete care mai bântuie prin societatea în care ne dezvoltăm noi. Deci un model destul de diferit față de cu ce suntem obișnuiți, părinții care tind să decidă pentru copii sau să vrea să impulsioneze, să urmeze o anumită carieră, un anumit drum și ca moștenire, apropo de ce spuneai mai înainte, înțeleg că libertatea alegerilor personale e o cheie a educației pe care o ați ales voi să le dați. Absolut, pentru că de altfel și părinții mei mi-au respectat decizia, inclusiv de a merge într-un schimb de experiență, la vârsta de 19 ani, de acasă, o călătorie în care m-am aventurat să-mi asum responsabilitate pentru ceea ce o să mănânc eu mâine, pentru cum o să-mi plătesc eu chiria, dar și pentru cum o să mă integrez eu într-o societate în care chiar era diferită de cea în care am crescut eu. Pentru ei, călătoria sau mersul de acasă a copiilor la 19 ani, acum 15-18 ani în urmă, era ceva ok. Pentru noi însă era genul de copilul să stea, să facă facultatea, să o termine și ar fi fost ideal părintele să-i mai și găsească un loc de muncă și să-l vadă asigurat cumva cu un salariu de la lună la lună. Ei bine, eu cumva am fost, și pot zice acum că am avut mare noroc în care părinții mei m-au susținut. Și aici recunosc că a fost mama cea care ieșea din tiparele societății, chiar dacă și-a asumat să fie și criticată pe alocuri. Și și-a respectat, sau mi-a respectat decizia mea, iar asta uite că m-a marcat pe mine și aduce la pachet foarte multe lecții pe care eu le-am învățat fiind 5 ani într-o altă societate și ulterior revenind în Republica Moldova. Și mă gândesc că toată deschiderea internațională pe care ai avut-o după aceea și confruntarea cu femei din alte țări, cu experiențele lor, cu modelele lor, ce ți pare așa diferit în cum se fac lucrurile acolo și cum sunt aici sau la nivel de obstacole poate cu care ne confruntăm noi și sunt mai specifice, nu știu. Cum mai simțit diferența asta? Femeile din afară au curajul de a îndrăzni și a face ceva. Fără a întreba o comunitate întreagă, a fi cumva gândurile și ideile, deciziile amestecate și a lua cumva o decizie alta decât cea pe care o simte ea. Ele sunt mai libere
în a-și asuma niște responsabilități, chiar dacă lucrurile nu o să iasă așa cum și le-au imaginat. Pe când la noi încă e acel sentiment de a ce o să zică lumea, ceea ce eu din răsputeri vociferez și susțin femeile care ajung să comunice sau să-și vocifereze o idee, fie că e într-o consultanță pe care o țin sau o ședință de coaching, că uite, eu vreau și vreau lucrul ăsta să-l fac din copilărie și pentru că a zis mama sau pentru că mi-a achitat tata facultatea, din respect față de ei, am îngropat acea pasiune și nu o pot scoate. Și mai e și un alt lucru. Femeile din afară percep noțiunea de lider feminin sau lider femeie, omul, persoana, femeia de la care ai ce învăța, niște abilități care sunt crescute în timp, nu neapărat o femeie se naște lider și punct, m-am născut, mi s-a scris în certificat și nu mai fac nimic pe parcursul vieții. Nu. Sunt niște abilități pe care femeia le dă prin exemplu pe care îl face sau prin, pe care exemplu care este ea și se lasă a fi urmat. Libertatea asta de a lua decizii și libertatea și curajul combinat a acțiunilor pe care le fac femeile mult mai ușor și mai deschis în afară, sunt lucruri pe care noi le putem lua fără careva costuri, îmbrățișa, aplica. Întrebarea este cât de mult vrem și câte dintre noi sunt gata să-și asume mâine sau în acest moment această responsabilitate. Să ridicem mâna sus și atunci vedem unde e ascuns. Că de obicei după o întrebare de la 1 la 10 cât de deschisă este faci. Să încep, păi da, dar și după dar 3 puncte și iar și uite și iar ajungem la încrederea în sine și curajul de a face niște lucruri. Și atunci e rolul nostru a femeilor care sau a bărbaților, de ce nu? Pentru că eu, la rândul meu, am avut mentori bărbați de la care am învățat foarte multe lucruri. Și e un lucru și la fel de important în deschiderea noastră de a vocifera altor femei ceea ce am învățat noi. Să nu ținem doar pentru noi, da? Hai să răspândim frumosul și bunătatea, că oricum fiecare ia în desaga lui cât poate duce. Și atunci să creștem o comunitate prosperă și o comunitate înțeleaptă, plină de valori, pe care o să o transmitem din generație în generație. Și una poate mai umană și generoasă și în care oamenii chiar să se susțină unii pe alții. Apropo de Anglia, în perioada în care am stat și eu acolo, am fost foarte puternic impactată de puterea comunității, de cât de mult oamenii chiar sunt alături. De faptul că în fiecare cartier există un centru comunitar în care se întâlnesc, socializează, povestesc, fac tot felul de activități comune, se susțin unii pe alții, adică, așa, mind-blowing. Mi-aș dori să ajungem și în România și în Moldova și în toate țările văduvite așa de comunism, de această colectivizare forțată care a nivelat individualitatea și autentica cooperare între oameni. Adică avem niște tare clar care vin din situația sociopolitică în care am fost și care sunt de depășit și de învățat și dezvoltat și aplicat aceste modele care sunt mult mai sănătoase și pentru individ și pentru societate. Absolut de acord și deschiderea de a privi cumva competitorul sau concurentul ca, sau drept partener, de a face lucruri frumoase, iarăși, a crește comunitatea, da? Împreună. Nu doar de a vedea părțile mai puțin plăcute, care sunt scoase de obicei în evidență. Dar totul începe de la noi. De la niște lucruri setate pe care vrem și cât de mult vrem să le răspândim. Partea bună este testată în timp și de ceilalți, și de femeile, și de comunitatea de peste hotare, că se poate, funcționează. Deci,
Urmează să o aducem în grădina noastră și să o udăm, astfel încât să dea roade. Da, minunat. Putem lucra așa într-un mediu multicultural și să vedem mai multe modele și asta ajută în a ieși din tipare, din condiționări, dincolo de lucru individual cu un psiholog, un coach, un terapeut. E foarte importantă valoarea comunității, nu trebuie să uităm de ea și să ne căutăm astfel de grupuri de sprijin, de suport, de empowerment, pentru că altfel riscăm să rămânem singuri cu visele noastre fără suportul de care avem nevoie și, după cum spui și tu, contează mult mâna aia pe care o strângi și privirea aia care te îmbărbătează și spune și tu poți, pentru că și eu am putut și putem împreună. Cu ce pot să te ajut eu în acest moment? Și ajutorul ăsta, într-adevăr, să fie unul autentic. Dacă poți, oferă, dacă nu, direcționează către cineva care poate și poate susține, dar nu lăsa sau îngropa, nu știu, acel potențial sau acea valoare pe care o deține omul la pachet. Este foarte important și iată, și lucrurile astea sunt esențiale de a fi plantate cumva și în școli și în grădinițe, că de acolo începe lucrul în comunitate, în echipă. Da, înlocuiește competitivitatea asta individuală și accentul pus pe performanța individuală, pe lucru un proiect în echipă care acolo, în vest, e la ordinea zilei. Și managerii străini cu care am lucrat, foarte mulți îmi spun, este incredibil ce competitivitate e la voi și cât de greu e să faci o echipă coezivă în care oamenii chiar se susțin datorită acestei educații competitive și accentului pus pe individ și performanță individuală. Și mai ales într-o companie foarte mare este fundamental să știi să lucrezi unul cu altul, să te sprijini unul pe altul și nu doar să demonstrezi cât de bun ești tu și că cealaltă e un prost sau incapabil sau alte lucruri. Adică e o schimbare de mentalitate și perspectivă foarte, foarte importantă care trebuie să se producă și că e munca antreprenorială sau munca într-o organizație, mi se pare că colaborarea și cooperarea sunt foarte importante, inclusiv pentru succesul individual, căci nimeni nu reușește cu adevărat singur. Și eu când am făcut trecerea din corporație spre zona de freelancing și antreprenoriat, am constatat, în ciuda constrângerilor, că zic, vai ce greu e, vai câte presiune, vai, totuși conștientizez cât de mult suport aveai fiind în acel sistem, cu toate constrângerile și tensiunile de rigoare, pe când ești antreprenor, de multe ori te trezești singur și atunci genul ăsta de asociație care să te susțină și a găsi colegi și parteneri devine uneori fundamental. E foarte important, de fapt, să ceri. Uh-huh. Cere și ți se va da, da? O vorbă din Biblie. Da. Exact. La noi încă persistă acea rușine. Dacă o să cer, o să creadă că nu am sau că nu pot. Nu e adevărat. Sau o să te creadă cumva vulnerabil. Nu știu. Cere indiferent ce vrei. Poate fi un lucru foarte, foarte mic, dar îți poate deschide atât de multe uși pentru că tu ai îndrăznit să ceri la un moment potrivit. Să ceri, să oferi, să fii deschis, să primești. Sigur că vin la pachet toate. Absolut de acord. E un cerc cumva care ne face până la urmă să înțelegem că suntem o echipă, o comunitate. Și a cere e ceva firesc. Și a da, la fel. Da? Dai, lași un gol, îl umpli, dacă nu dai și dacă nu ceri, stai cu ceea ce ai tu acolo și mocnește focul în tine. Da, fierbe în suc propriu, cum se mai spune. Exact. Da, ok. Din păcate, timpul nostru alocat pentru discuție s-a cam scurs. Care e o ultima recomandare, exercițiu pe care l-ai oferi acum pe final de dialog?
Fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, locație geografică, sex, nu știu, carieră, background, experiență, ar trebui să aibă o abilitate de a-și pune o întrebare în momentul potrivit al vieții, dacă vreți chiar zilnic, ce vreau să fac și cum vreau să fac lucrurile de acum încolo, cu cine vreau să le fac, să fie deschiși oportunităților și să îndrăznească să facă altfel lucrurile decât le-au făcut până acum, asta crescându-le un pic nivelul încrederii în sine și demonstrându-le că se poate și răspunzând cumva la întrebarea ah, de ce ușor a fost, dar ce n-am făcut-o eu până acum? Că nu a fost atât de greu, aparent. Dar am stat cumva închibați așa în noi și nu am făcut asta până acum. Îndrăzniți să aduceți altă culoare în viața voastră și faceți lucrurile diferite de când le-ați făcut până acum, că de altfel ne trece viața plictisindu-ne de aceeași culoare sau de același miros, da? Se poate, se poate. Îndrăzniți și faceți lucrurile. Fiți conștienți de ceea ce aveți și fiți conștienți de ceea ce vreți să aduceți nou în viața voastră, recunoscători oamenilor și momentelor pe care le aveți și totodată îndrăzniți și apelați la suportul și ajutorul celor din jurul vostru. Mulțumim mult, Larisa, pentru energia și cuvintele pline de inspirație și vă reașteptăm joia viitoare la 4:30 la emisiunea Puterea la Feminin și vă dorim să căutați și în paginile revistei alte sfaturi, sugestii, informații, surprize. Să faceți un abonament ca să vă asigurați că ele vin ca un flux continuu către voi, pentru că și revista Psihologie oferă foarte multe instrumente de dezvoltare personală. Și să ne revedem cu bine. La revedere! La revedere! Mulțumesc, Cristina! O seară frumoasă!